Chiar căutăm astronauți? Răspunsul foarte lung este da. Și da, căutăm astronauți din România. Și da, putem visa să ajungem în spațiu și să ne îndeplinim visul. În aceste zile ne-a luat o veste prin surprindere că Agenția Spațială Europeană caută astronauți, dar nu doar că Agenția Europeană caută, ci Agenția Spațială Românească ROSA caută astronauți. Da, România este țară membra a ESA, prin urmare, atunci când vedem o misiune de la ESA, când vedem că e lansată racheta Ariane din Guiana franceză, acolo e și o parte din România. Și industria românească participă în proporția pe care o are și România la toate misiunile acestea importante. Ca urmare a participării României ca stat membru al Agenției Spațiale Europene și ca urmare a activităților pe care le facem noi, Agenția Spațială Română și mai ales industria din spatele nostru și institutele de cercetare din spatele nostru, da, noi acum putem să sperăm că vom avea în viitorul apropiat astronaut care are pașaport românesc. Astronaut însemnând băiat sau fată. În social media au circulat destule răutăți sau un pic de scepticism, să spunem așa. Cine e România pe harta industriei aerospațiale ca să ne invită pe noi ESA și să aducă astronauți din România? Suntem și noi trecuți acolo pentru că, iată, suntem în UE, suntem o Europa care pretinde că e unită și au nevoie de noi ca să dea bine la algoritm. Ce răspundeți acestor oameni sceptici? O să le răspund în mai mulți pași. Și o să le răspund cu un pas istoric. Astronautica e considerată ca având trei părinți. Pe americanul Goddard, pe rusul Tsiolkovsky și pe, între ghilimele, germanul Oberth. Puțină lume totuși știe că Hermann Oberth s-a născut și a crescut la Sibiu, a făcut facultatea la Cluj, a fost profesor la Mediaș și datorită lui, studentul lui Werner von Braun a fost cel care cu adevărat a făcut rachetele în timpul celui de-al doilea război mondial și este părintele programului Apollo. Deci România contează. Și povestea cu Hermann Oberth este așa și este reală. El era interesat de spațiu, cu toții ne uităm la stele și visăm, dar știți când a făcut el cu adevărat miezul teoriilor care au stat la baza astronauticii? În timpul primului război mondial, când era medic la un spital de campanie la Sighișoara, în timpul epidemiei de febră tifoidă. Aș zice că dacă atunci s-a putut, n-avem niciun motiv ca acum să nu putem. Iar în ceea ce privește ce facem noi în spațiu, toată lumea îl cunoaște pe Dorin Prunariu, astronautul nostru. Mai puțină lume totuși știe că primele instrumente fabricate, concepute în România, au zburat pe la începutul anilor 70 în spațiu. Iar noi participăm după puterile noastre și după ceea ce ne putem permite financiar să facem, practic în permanență la diverse misiuni spațiale. Iar, da, lucrurile nu sunt foarte vizibile, dar adesea în spațiu nu e vizibil decât cine lansează. Însă dacă ne uităm la o lansare de Ariane și dacă o să ne uităm și la următoarele, la Ariane 6, o să vedem că pe Ariane este și steagul României. Iar steagurile acelea nu sunt puse din complezență, sunt puse datorită faptului că industria din țările respective participă la acel program. Și am lansat un nanosatelit.
Dar pe lângă nanosatelit, noi participăm la o mulțime de misiuni spațiale cu instrumente, cu oameni de știință, cu componente și lucrurile sunt, chiar aș putea spune că avem o poziție foarte bună între țările, să zicem, normale, nu marile puteri spațiale ale Europei. E un efort mare, e complicat, nu avem bani, industria noastră este slabă. Și când spun industrie, eu folosesc cumva terminologia ESA. Industrie înseamnă tot ce este instituțional dintr-o țară și participă, de la ceea ce numim noi în mod normal industrie, adică companii, la institute de cercetări, la universități și așa mai departe, pentru că în spațiu toată lumea lucrează împreună. Și nu vreau să fac eu reclamă unor companii, dar iarăși puțină lume știe că, de exemplu, na, avem IT, da? Dar știți că switch-urile Ethernet care zboară la NASA și zboară la ESA sunt fabricate, concepute, cel puțin în partea de firmware, de o companie din România? Știm și mai știm că avem 4 companii românești care sunt cooptate într-un proiect foarte interesant despre care noi ne propunem să discutăm într-un următor interviu la misiunea Hera, cea care studiază posibilitatea devierii asteroizilor, un subiect în sine pe care îl vor aborda. Mai fac pentru ultima dată pe avocatul diavolului cu dumneavoastră și pentru că vorbeați de finanțare și mai apare o întrebare. Bine, bine, noi n-avem drumuri, n-avem cale ferată, n-avem vaccinuri, dar investim în rachete zburătoare. Ce iese, așa se întreabă românul, mie ce îmi iese, ce câștigă țara din acest proiect, din participarea României la programul spațial european și de ce nu internațional? România, întrebarea pe care o puneți este legitimă, în primul rând, și e pusă peste tot. Și pentru că este pusă peste tot, întrebarea asta a primit un răspuns documentat, instituțional, și care este actualizat în permanență. Și răspunsul vine atât din zona OECD, pentru că aproape toate țările din ESA sunt membre OECD, cât și din Statele Unite. Și răspunsul este studiat economic, financiar. Sună foarte simplu. Astăzi, când vorbim, un euro investit în spațiu produce efecte în economie de 16 euro. Adică, la un, nu știu, 60 de milioane de euro cheltuiți în programul spațial, să zicem, dacă ar cheltui România 60 de milioane de euro în programul spațial, în economia românească s-ar genera business-uri de 1 miliard de euro. Pentru că spațiul nu înseamnă doar că ne ducem acolo, facem poze și ne uităm. Nu înseamnă doar faptul că toată lumea are pe telefonul mobil GPS, care e spațiu și e Galileo și e făcut în Europa. Dar sunt 1 milion de chestii banale care provin din spațiu, de la Velcro până la rulmenții fără ungere, de la rolele cu care copiii se dau în parc, la cum se poate face telemedicină și să salvezi vieți în situații critice la distanță, la cum poți să faci agricultură de precizie astfel încât recoltele să nu se mai piardă, pentru că degeaba pun apă pe câmp, fiindcă doar un sfert nu are apă, și așa mai departe. Spațiul este de fapt parte integrantă din civilizația de secol 21 și toate țările care investesc acolo și țările investesc prin interiorul investițiilor în industriile lor au de câștigat enorm. Și încă o dată, de 16 ori, nu există domenii care să aibă un astfel de return of investment.
pentru că vorbeam de ROSA și ca oamenii să o cunoască mai bine și să vadă că se întâmplă niște lucruri la Agenția Spațială Română. V-aș ruga ca în final să enumărăm câteva proiecte majore în care agenția a fost implicată și să ne spuneți ce aveți de gând pentru viitor. Mulțumesc pentru întrebare. Agenția Spațială Română, în forma de acum, are o anumită vârstă, deja de peste 20 de ani, dar e mai puțin important din punctul meu de vedere acest lucru. E vorba de faptul că Agenția Spațială Română, în forma de acum, continuă fără întrerupere tradiție începută în anii 60. Cu secții de la institute, mai departe cu alte forme de organizare, dar fără pauze, a existat întotdeauna o organizație în România care a participat la programele spațiale, pe timpuri în programele Intercosmos și în cooperări bilaterale cu NASA și astăzi într-o mare gamă de cooperări internaționale. Și în contextul ESA, în care, unde noi am intrat acum, cred că sunt 8 ani deja, de când am devenit stat membru ESA, după ce o vreme am fost stat asociat, am participat la mai multe misiuni și la mai multe programe, care unele sunt chiar în curs, programe de cercetare care sunt a la lung. Avem, de exemplu, un astfel de program care e început și care va continua, este LISA. Ne pregătim să participăm semnificativ la misiunea Hera. Dar pe lângă toate acestea, ne pregătim, și zic cu șanse foarte bune, să facem în domeniul explorării spațiale, cumva legat și de partea de astronauți, avem șanse foarte bune să avem o participare semnificativă la programul Lunar Gateway, care este făcut în cooperare ESA și NASA. Este vorba de o viitoare mică stație spațială, mic refugiu alpin pe orbita Lunii, în care să ajungă oamenii. Avem în pregătire și este aprobat să zboare un experiment făcut de un grup de tineri din România sub conducerea unui cercetător mai experimentat, care va zbura un experiment pe Stația Spațială Internațională. Și per total, că vorbeam înainte de un pic de industrie, nu sunt doar patru companii, cele patru sunt acolo. În România sunt acceptate, certificate ca făcând față cerințelor de calitate 150 de entități din România, dintre care 80 în medie au în permanență, avem 80 de contracte în curs cu ESA. Și contracte ne înseamnă participări la aproape toate misiunile. Mai de mult a apărut un pic și în presă, nu știu cât de mult s-a văzut, avem steagul românesc pe Ariane 6, care este următorul lansator. Participăm la misiunile, la programele Vega, un lansator un pic mai mic. Participăm la programele științifice, la programele de telecomunicații, la Earth Observation, care deja aici ne duc în partea de legătură cu Uniunea Europeană, ESA fiind o instituție care nu are o legătură cu Uniunea Europeană, este tot în Europa, dar nu face parte din instituțiile europene. Participăm în programele Galileo și Copernicus, care sunt constelațiile de sateliți ale Uniunii Europene. Participăm în absolut toate domeniile, avem un rol pe măsura dimensiunii pe care o avem, dar este un rol vizibil și este un rol recunoscut în comunitatea spațială europeană. V-aș întreba foarte pe scurt așa, ca să compar ca o sinteză NASA, ESA, ROSA și cât știm despre lucrurile astea, cât de populare sunt și ține de marketing, dacă mâine aș vrea să-mi cumpăr un hanorac pe care s-a inscripționat ROSA sau ESA, aș găsi? Cred că nu. Motivele sunt de dimensiuni și de fel. Noi, Agenția Spațială Română, deși suntem o instituție de drept public, noi
suntem publici, nu suntem o instituție bugetară, în sensul că noi nu primim vreun buget, ne autofinanțăm din activitățile proprii de cercetare și management pe care le facem. NASA are un buget uriaș care se măsoară în zeci de miliarde de dolari pe an. ESA are un buget care vine din țările membre. Noi suntem, dacă poate prea puțin spus, suntem o mână de oameni, suntem câteva zeci de oameni entuziaști și doritori să contribuim la participarea României în programele spațiale și facem pe măsura puterilor. Dar aș spune că din perspectiva asta, return of investment de la noi este mult mai mare decât din altă parte.